Andreea. Locul din clasament vă obligă practic la fiecare meci din campionat să nu vă gândiți la altă variantă decât la victorie, pentru că se scurg etapele, sunt din ce în ce mai puține și aveți nevoie de puncte, mare nevoie de puncte. Da, da, sigur. Poziția în clasamente prea slabă pentru echipa ca suntem, dar trebuie să nu ne gândim pentru cel ce a fost, ne gândim pentru, cum ai zis, meci pe meci și te duci la teren și știi perfect că ai foarte nevoie de 3 punctele. E o presiune în plus. Cum te simți cu această presiune? Că văd că n-ai probleme, marchezi pe bandă rulantă. Nu e presiune pe fiecare echipa când se duce pentru să câștigi meci. Aici este la Steaua și ai mai mult presiune, dar ai mai mulți suporteri care te dau energie și trebuie să găsești victorie. Practic, tu n-ai mai avut nevoie de adaptare, se vede și în jocul tău, 4 goluri la Steaua, 4 aveai deja la Craiova. Practic n-a fost nevoie de timp prea mult de adaptare, imediat ai intrat în sistem. 5 era la Craiova. 5, scuze, 9. Da, era foarte important pentru mine să mă adaptez cât mai repede, pentru că în această echipă nimeni te aștepta și eu stia perfect asta, dar știi, când schimbi așa repede cum a fost pentru mine, după 2 zile a fost match cu Constanța și după a fost match cu West Ham, nu era ușor, dar asta trebuie să zic că mulțumesc colegii mei și tot stafful că din primul moment m-au permis că să mă adapteze cât mai repede. Se poate îmbunătăți jocul? Patronul spune că încă nu e mulțumit de joc. Poate sunt și mai mulți factori, mulți jucători noi, meciuri din două zile. Da, cred că era foarte important să găsim prima victorie. Pentru încredere, pentru entuziasm, asta. Cred că în această perioadă că am fost aici, n-am văzut prea mult entuziasm. Asta m-a puțin, cred că a lipsit, dar era normal. Momentul nu era bun și când joci și muncești și nu vine punctele, poate că lipsește puțin entuziasm, dar sunt sigur că cu această victorie și sperăm că nu ne oprim, să ne avem în continuare, sper că o să vină și entuziasm și jocul. E o cursă de urmărire, că sunt multe echipe în fața voastră până la cele din play-off. Da, dar cum am zis, dacă te duci pe teren și dacă găsești victorie, ai multe echipe în fața ta, dar trebuie să jucăm 2 meciuri mai mult ca echipe care avem în fața și este timp, dar cred că cel mai important că e să găsim jocul bun, cât mai bun, și să avem încredere și entuziasm în ceea ce facem. În plan personal, stai foarte bine în clasamentul golghiterilor, ești pe prima poziție. Devine un target și a câștigat titlul de golghiter în România? Nu mă uit pentru asta. Mă uit doar pentru ceea ce avem de făcut cu echipa, că se ajută echipa și cel mai important pentru mine e să intrăm în primul rând în play-off și după ne luptăm pentru titlu. Eu mă gândesc că pentru asta sunt atacant și treaba mea e să fac gol cât mai mult, dar nu mă uit pe clasamentul ăsta. Acum un an și un pic erai în Liga 2 în România și ai jucat pe London Stadium. Cum vezi trecerea asta, progresul ăsta făcut de tine la nivel de carieră? Da, normal nu mă uit prea mult în spate cel ce a fost, dar cum ai zis, e normal. În fotbal și pe viața tot schimbă repede, dacă muncești, dacă te sacrifici, pot să întâmpla tot. Sunt fericit pentru această schimbare, dar cum am zis, am 26 de ani, 9-3-5 și trebuie să mă uit în față. Nu vreau să mă opresc, sper că ajung cu Steaua cel mai înalt nivel. În față înseamnă la un moment dat next level, Serie A, poate, ești italian, e visul oricărui fotbalist, nu? Da, e normal, când este copil, visul meu era asta, dar acum sunt la Steaua, cum am zis în interviul trecut, poate că să mă întrebai 5 ani trecute, se duce la Steaua, poate era visul și asta. Acum mă uit pe momentul, acum din fața cu Steaua și, cum am zis, se prindem play-off și după ne luptăm pe tot titlul.
Tot vorbind de vis, când erai copil, la ce echipă visai în seria să ajungi? Echipa mea preferată e Inter și ne uita pentru asta. Chiar dacă ești născut în Sicilia. Da, da. E un pic ciudată opțiunea, adică nu Palermo, da, dar, Catania, ai jucat la Catania. Juca și la Palermo, dar... Deci Inter. Da, da, inima e asta, nu se... Erai copil, nu știu dacă l-ai prins, Dică, antrenorul tău, a jucat la Catania. A jucat la Catania, știu, nu l-am prins, am jucat eu pe adică... copii de Catania, dar știa perfect cine era și... Ați povestit, ați amintiri de atunci? Da, da, am vorbit, da, m-a zis cum a fost și am vorbit puțin. Era Zenga, antrenorul, da, da, Zenga. Da, da, da. S-a vorbit un pic în spațiu public... că avem nevoie la Naționala României de un atacant ca tine. Cetățenie, nu știu, cum vezi treaba asta? S-a vorbit. Naționala are Ali Bek, că face foarte bine acum și are Puskas, că a marcat 2 goluri în ultimul meci. Eu cred că Naționala România are și pentru mine e onoare mare asta, nu? Dar e prea devreme acum pentru ce... Cred că trebuie să crezi că este casa ta, nu? Și eu aici, casa mea e Italia, dar mă simt bine aici în România. Din primul moment m-am simțit bine și sunt fericit că sunt aici, dar pentru cred că e prea devreme. La testul de limba română n-ai avea probleme, ai învățat foarte bine limba română. Mersi, mersi frumos. Te descurci foarte bine. Ți-a luat mult, a fost greu să înveți? Sunt similare, nu? Italian, da, da, sunt similare cu italiană, dar cred că cel mai important este dacă vrei. Dacă vrei, poți să înveți. Dacă nu vrei, poți să stai 15 ani și nu înveți. Eu, din primul moment, am vrut să, cu o formă de respect, să înveț romana, că trebuia să eu vorbesc romana, pentru că suntem în România, nu ceilalți să vorbesc italiană sau engleză cu mine. Cum ai găsit fotbalul românesc? Tu vii dintr-un fotbal unde... De la copii și juniori se pune accent pe o cultură tactică, pe diverse module de joc, formule de joc. Cum ai găsit tu fotbalul românesc? Nu, bun, nivel bun, tehnică, dar normal, vind un fotbal italian ca lucrează mai mult sub nivelul tactic, dar e un nivel bun și cel mai frumos pentru mine sunt suporterii. E foarte frumos ca unde te duci ai okay, 90% din club au suporterii mari și e frumos asta. Este visul de când ești copii, ai visul că joci în fața de 30-20 de... Te opresc suporterii pe la supermarket, pe stradă, prin parc? La plimbare să facă o poză, autograf? Da, 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 întâmplă, da, da. Și? Cum? Da, da, e frumos. Era ce simți? Așa și la Craiova, când ai echipele ca au suporteri așa, că are pasiune, e foarte frumos. Ce ai observat în meciurile FCSB-ului cu adversari mai slab cotați? Se apără aglomerat, încearcă să contraatace... Cum te adaptezi stilul lor? Da, de e joc? Clar că toate echipele care au joc împotriva de Steaua dau 200%. Adică simți că adversarul își depășește nivelul? Da, da, e normal. Poți să aveți. Cu noi arată un joc incredibil și pot duminica după zice au schimbat echipa. Dar asta trebuie să fie o motivație în plus pentru noi. Trebuie să știam asta că cine joacă cu Steaua vrea să arătează și noi trebuie să dăm cât mai mult. Cum ai găsit Bucureștiul? Cum îți place să te relaxezi în timpul liber? De când am venit n-am avut foarte mult timp. Am avut doar 2 zile când era pauza națională, dar e foarte frumos, foarte m-a plăcut mult. Da, e puțin aglomerat. Trafic. Puțin de trafic, dar e frumos. Când ai zile liber poți să faci tot ce vrei. E parc frumos și mall, ai tot ce vrei. Ești genul de jucător care se relaxează cum? Cu prietena, la o plimbare, la o carte, un film, un parc, o terasă bună? Nu-mi place după antrenament să mă duc prea mult afară. Stau liniștit acasă, dar e normal. Sunt cu iubita și ieșim uneori, dar și ea
acum stie perfect când pot să ies sau nu. Când se apropieze meci, stau acasă. Vine la meciuri, e înfocată, e suporter, e fan? Vine la meciuri? E susține, da? Da. Vine, nu. Este puțin cu emoție. Da? Nu face multe, dar... Da, pentru ce știe perfect cum sunt eu și știe că tot ce faci pe săptămâna este finalizat la meci și când nu merge bine și săptămâna viitoare nu o să fie bine și pentru ea. Vreau să te întreb și în afara subiectului de sport. Ești italian, ai un anumit tip de alimentație, ești de câțiva ani în România. Cum ai găsit mâncarea noastră? Da. Te duci după mâncarea italienească diferit. Sau accepti și mâncarea noastră? Da. Nu, îmi place și când am zile libere să mănânc și tradiționale asta de România. Dar când e săptămâna cu meci, am o dieta nu foarte frumoasă, dar pentru mine e important că merge bine pe teren, nu că este Crăciun în fiecare zi. Și e foarte simplu pentru mine și găsesc și aici ce am de mâncare. Spune-mi o calitate cea mai importantă pe care vezi tu la tine și un defect, unde trebuie să mai lucrezi? Unde să lucrez, sigur, pentru fizicul meu vreau să fiu mai în viteză, nu? Mai repede, e normal. E normal, nu pot să am acest viteză de cordă, dar fiecare are caracteristică sau, dar pot să muncesc, să fiu mai repede. Calitate, sper că nu-mi place să zic eu ce am, dar îmi place să ajut echipa cu vorba și cu joc asta.